Eu cred că participarea noastră la cina Domnului în această dimineață are și rostul de a sublinia că îl iubim pe Iisus Hristos. N-am venit la această cină ca să luăm folos din ea. Sunt unii oameni care așa gândesc. Iau de acolo putere, iau de acolo sănătate. Unele persoane se uită spre cina Domnului ca și spre o poartă din aceasta spre binecuvântările lui Dumnezeu. Apropiindu-se de cina Domnului ca cei din bisericile istorice de icoane. Păi nu faceți așa, oameni buni. Nu așa ne apropiem de această cină. Cina Domnului, actul împărtășirii cu cina Domnului, îl înalță pe Iisus Hristos, iubirea față de El, dăruirea și dedicarea noastră față de El, curăția de inimă și de bună seamă că ce facem aici trebuie făcut, dar nu-i pentru folos și beneficiu egoist. Nu ca să fie mai bine, nu ca să dau de binecuvântare. Nu, ci ca să-L înalți pe Dumnezeu. Iisus Hristos a spus că asta este spre pomenirea Lui. Spre pomenirea Lui. El e în centru. Iubirea față de El să fie la mijloc. Credința față de El să fie subliniată.